ASMIL Cova încheiat sezonul competițional 2014-2015 cu o victorie obținută în fața echipei din Colonești, scor 2-0, pe stadionul Metalurgistul din Slatina. Milcovenii nu au avut emoții în fața celor de la Vedița, mai ales că era ultima partidă din turneul play-off, iar elevii lui Ristea erau deja cu gândul la sărbătorii. AS Milcova a încheiat această ediție de campionat pe primul loc al clasamentului cu 87 de puncte acumulate, la o distanță de 21 de puncte de ocupanta poziției a doua în clasament, Petrol Podcoava. Primul rând, să le mulțumesc băieților pentru tot parcursul în acest campionat. Până la urmă ne-am îndeplinit obiectivul, acum avem două meciuri la baraj, acum sperăm să Dumnezeu să fie cu noi. Echipa lui Ristea va întâlni la barajul de promovare în Liga a 3-a echipa ACS Sporting Turnu. Meciul Tur se va juca pe 20 iunie la Turnu Măgurele, urmând ca pe 27 iunie gruparea din Teleorman să le întoarcă vizita celor de la Milcov pe data de 27 iunie. Cele două partide se vor disputa cu începere de la ora 17:30.